Bună ziua, în primul rând tuturor. Scuze de întârziere. Împreună cu colegii mei ne-am planificat să facem astăzi o deplasare și o întâlnire cu organizația ALDE de Călăraș, pentru că știți bine, s-au apropiat alegerile pentru Parlamentul European și am venit ca să le dăm o mână de ajutor și să-i mobilizăm în campanie, să vedem cum se desfășoară campania, însă nu vă ascund că înainte de a veni am spus colegilor că dacă tot vin până la Călăraș, vreau să fac și un ocol și să-mi văd locurile de unde provine familia mea. Așadar, azi dimineața am început cu o oprire la Vasilați, pentru că la Vasilați, în comuna Vasilați, străbunicul meu a fost primar liberal peste 20 de ani și a fost învățător. Am acasă și acum diploma lui de învățător sătesc, semnată de celebru ministru al educației, Spiru Haret. După întâlnirea de la Vasilați, am fost și la cimitir unde este mormântat bunicul meu și am revăzut mormântul pe care îl știam, mai pusesem aici niște ani în urmă împreună cu tatăl meu și am pus o floare la mormântul lui și am aprins o lumânare și apoi am vizitat chiar și casa străbunicului din Vasilați, care este actualul sediu al poliției. Și, da, am... Vedeți că-s polițiști, avem pe lângă noi, mi s-au alăturat. Am aici rădăcini puternice, iar după ce am plecat de la Vasilați, probabil că nu o să vă mire, dar am fost la Tărice. Am fost la mănăstire, ne-am primit preotul și călugării de acolo și a fost la Tăriceni dintr-un motiv simplu, că străbunicul era din Tăriceni. Fusese staroste de pescari, pentru că Tăriceni pe malul lacului Mostiș. Da. Și e foarte frumos, am avut noroc și de o zi frumoasă. E o priveliște idilică, aș spune, o liniște, cum rar ori mai vezi în alte locuri. E și perioada asta de primăvară, când totul este înverzit. În fine, un loc foarte frumos și discutând cu băieții mei, le-am spus unde am astăzi program și mi-au spus, zice, păi, dar am vrea să venim și noi. Așa că o să mai vin o dată, evident, și cu ei să le arăt aceste locuri. Dar, în fine, asta este, hai să zicem, partea sentimentală a vizitei.